Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod cu vecinul Nemernic. Suntem aici în noul batch și vreau să explorăm batch-ul, să vedem ce secrete mai ascunde aici în batch. Pentru că, după cum știți, pe episodul trecut am reușit să deschidem ușița asta a batch-ului și sunt curios dacă arată diferit față de batch-ul celălalt. Deci avem mașina de spălat aici, curge apă peste ea, Oceanu Barosanu, avem boilerul. Până acum pare cam normal, singura chestie care mi se pare diferită, parcă e puțin așa înclinată imaginea, ceea ce înseamnă că ar fi înclinată casa. Ok, hai să deschidem, da, ușița secretă este tot aici, în mașina de spălat, n-ai sărino, pani vino. Hai să încercăm să procedem pe aici, prin asta nu mă lasă, gata și ea bun. Trebuia să mă lasă jos pentru că sunt cam mare acum față de înainte când eram micuț. Ok, și după cum vedeți, camera într-adevăr este foarte, foarte înclinată. Avem niște lumânări pe aici. Și chestia asta, Barosane. Opa. Ce pana mea s-a întâmplat? Am intrat pe un geam. Ok, nu Barosane, deci ăsta chiar era un geam. Am crezut că e doar ceva negru așa, dar chiar era un geam. Bun, deci putem să mergem pe acolo. Astea, ia să vedem, le putem dărâma. Na, nu mai merg dărâmate, Barosane. Deci astea nu merg dărâmate, ceea ce înseamnă că este o problemă. Dar o să mergem pe partea asta la altă. Ceva este diferit față de înainte. Oceanu Barosanu. Nu prea văd eu mare chestie. Oh, așa, nice, bun. Și am ajuns aici, avem întrerupătorul pentru lumină. Ok, bun. Și cred că asta e singura cale de acces. Ia să vedem, mai avem aici o ușiță. Dar e închisă, bun. Oceanu Barosanu, avem aici un televizor. Îl lăsăm să meargă ca să ne facă lumină, pentru că nu mai avem nicio lanternă. Bun, ia să vedem ușița asta. Bă, momentan nu am dat de vecini, ceea ce este super ok. Avem niște butoaie pe aici. Doamne, acolo, nu știu ce cu firul ăla, dar nu-i prea bine că se văd așa scânteile alea. Ok, aici niște apă, trebuie să avem mare grijă. Și hopa, hopa, ce se întâmplă, ce se întâmplă? Ce-s cu ochii aia? Ce-s cu ochii aia? Boy, de viața mea, Barosane. Deci m-am mâncat chestia aia. Deci erau niște ochi acolo și nu știu, m-am mâncat chestia aia instant. Hai să mergem să mai încercăm încă o dată să vedem ce naiba e acolo. Doamne ferește. Erau niște ochi, nu știu dacă i-ați văzut voi. Dar eu am văzut niște ochi acolo, Barosane. Hai să ne mai uităm încă o dată. Mergem așa, rapidianu, rapidianu. Hopa, hopa. Ți-aude zgomot. Doamne, hai să vedem dacă mai vedem ochii aia. Vedeți ochii aia? Vedeți ochii aia? Doamne, ce pana mea cu chestia aia, Barosane, care au trecut. Oh, m-o prins iară, m-o mâncat din nou. Am crezut că a dispărut, așa părea, ca și cum ar fi dispărut. Ok, cred că trebuie să mă duc pe acolo și să aștept să treacă. După care să merg. Hai să mai încercăm încă o dată. Să vedem dacă ne iese de data asta. Am înțeles, iau de zgomotul ăla de la televizor. Doamne, dar cum se aude muzica asta când mă apropii aici? Ai, ai. Ok, am văzut, i-am văzut. Ia să vedem, mă ratează. Ok, hai să le tirăm acum, Barosane. Doamne, că nu văd nimic. Hai, mă. Ăla-i, am reușit să intru pe sub ăla. Nice, bun. Și acum am ajuns aici. Nice, ce pana mea trebuie să fac? Și ce o fi fost oare chestia aia? O fi fost oare sufletul unui copil sau, nu știu, o fantomă? O fantomă a cuiva, nu știu, pe care o prins aici vecinul ăsta nemernic. Hai să aruncăm scaunul acolo. Deschidem ușița asta. Aici avem un șemineu. Niște cutiuțe. Dulapul ăsta în care putem să ne ascundem, Oceanu Barosanu. Și cam atâta, de ce naiba am intrat până aici nu prea îmi dau seama.
Aici este spartă țeava asta din câte văd. Hai să luăm cutiile astea dacă putem. Nici nu mă lasă să le iau, am înțeles. Bun, ok, hai să mai inspectăm aici zona. Ușa asta o lăsăm așa deschisă. Ah, uite, trebuie să ajungem acolo la ușa aia, cred. Ce scrie pe ușa aia, asta e să văd. Exit, Barosane, da, uite, se vede acum. Da, deci acolo e ieșirea, deci trebuie să ajung cumva acolo. Dar cum pana mea ajung? Oare pot să sar cu double jump-ul ăla? Hai să încercăm să vedem. Dacă vă amintiți, mi-am deblocat double jump-ul și s-ar putea să pot să sar pe aici. Dar nu știu pe unde exact. Oare din partea asta? Hai că am sărit cu double jump-ul dacă e. A, nu, pe acolo, pe undeva. A, aici era un zid de cărămidă și l-am spart instant. Barosane, m-am băgat cu capul în el, l-am dărâmat să moară Jaxana. A, și aici cumva e mai înclinat, parcă. A, da, uite, și aici, aici nu este gard, dacă vedeți. Da, deci aici nu este gard și ar trebui să pot să sar pe aici. Hai să-mi iau avânt. N-am reușit. Hai să mai încercăm o dată. Doamne, se aude ceva pe aici. Se aud niște voci. De ce pana mea nu mă lasă să sar, mă? De unde pana mea ar trebui să sar, Barosane? Oh, nu mă lasă. Doamne, dar ce-s cu vocile astea? Ah, cred că trebuie să sar mai repede. Hai să încercăm în felul următor. Și... aproape, aproape. Cred că trebuie să sar mult mai repede. Hai mă, sunt atât de aproape. Și... dar nu pot să mă prind. Cum pana mea să fac, Barosane? Hai să mă dau mai în stânga puțin să vedem. Poate merge așa pe colț. Cred că merge mai bine pe colț. Hai să verificăm încă o tură. Și... nu, deci trebuie să sar mult mai repede. Bag așa în colț de tot și... ăla-i Barosane! Am reușit, hai să deschidem ușa. Băi, vecinul aici! Ai, 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 l-am aruncat pe jos, i-am închis ușa în nas. Am pus zăvorul și m-am tirat. Dacă vă mai amintiți, pe aici m-a mai fugărit odată vecinul. Și, na, el venea după mine și așa mai departe și am reușit să scap. Și ajungeam la o ușiță. Hai să vedem dacă o mai găsim. Da, la ușița asta ajungeam. Și aici erau multe lacăte și așa mai departe și nu puteam să intru. Ok, și am ajuns într-o nouă cameră secretă. Adică bine, practic în camera în care m-o prins și atunci. Oh, suntem pe actul final. Suntem în camera în care m-o prins și atunci și m-o lăsat aici de aveam păpucii rupți. Parcă sau aveam un singur păpuc, dacă mi-amintesc bine, în picioare. Avem aici, ia să vedem, o chitară. L-avem și pe copilașul care m-a ajutat. Mi-a deschis o dată o ușă, dacă vă mai amintiți. Când eram în beci. A, exact când am ieșit din beci, din cămăruța asta. El era pe partea cealaltă și mi-a deschis ușa. Ia să vedem, putem să luăm asta. Da, mă, putem să o luăm, nice. O să o iau la mine pentru că poate că o să am nevoie de ea. Pe unde neva trebuie să ies pe aici? Asta e întrebarea mea. Opa, e vecinul. Doamne, ce cap mare are. Ia uitați-vă, hudinașilor, ce ochi are, vecine. Ce-i cu fățăul ăsta mare, mă? Cum de s-a făcut așa de mare, vecinul? Mamă, ce gură are. Vai de capul meu. Și ce picioroange. Mă, o spart masa. Să moară Jaxana dacă nu o spart masa. Doamne, că iar un cu asta în nas. Hai de viața mea. Și are o casă pe spinare. Ia uitați-vă, ești ce vecin, Barosanilor. Vai de capul meu. Ai, 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 ai. Și ăsta e un minigame nou. Mamă, și cumva cred eu că trebuie să ajung acolo pe spinarea vecinului în căsuța aia. Deci, hudinașilor, nu știu ce să zic. Ia uitați-vă și voi cât de mare e vecinul. Doamne ferește. Vai de viața mea. Hai să inspectăm puțin locul să vedem care e treaba. Avem aici o cameră imensă de filmat. Ok, bun. Ce chestia asta? Cred că cumva trebuie să mă urc și pe chestia asta acolo.
pe chestia asta imensă și a bucata asta de zid. Ok. Avem o lanternă aici. Avem și un radio. Ah, și avem și un prăjitor din asta de pâine care presupun că mă aruncă ca și pe minigame-ul celălalt. Ok. Și ce naiba e cu turnul ăsta din cutii barosanei? Vai de viața mea. Turnul infinit de cutii. Niște scaune din astea puse aici la nimereală. Vecinul acolo imens. Doamne, cât de mare îi. Sunt curios dacă are treabă cu mine și dacă mă bate. Cred că mă simte, nu știu. Pare cam nervos. De ce pana mea are o casă în spate, barosane? Încă un turn din ăsta de cutii. Mamă, sunt o grămadă de turnuri din astea de cutii. Și o șină de tren. Ia uitați acolo casa. Vai de viața mea, hodinașilor. A, și eu cred că trebuie să sar acolo pe chestia aia. Dacă vedeți chestia aia acolo din lemn, așa ieșită mai în afară de la căsuță, cred că acolo trebuie să ajung. Okeanu Barosanu. Și ce pana mea cu chestiile alea plutitoare, barosane? Da, deci... Oh, și uite și trenulețul. Lețulețul, trenulețul. Ia să vedem, oare pot să mă urc în trenuleț? Hai că-s curios de chestia asta. Hai să vedem dacă putem să ne urcăm în trenuleț, să-l pornim. Oh, parcă m-am blocat aici. Trebuie să-mi iau puțin avânt. Și ăla e barosane, bun. Oh, aproape, aproape. Dar totuși atât de departe. Da, deci îmi trebuie distanță foarte mare ca să pot să mă urc. Cum pana mea fac acum, asta e întrebarea mea. Ăla-i barosane. Bun, pe partea asta, pe unde pana mea pot să morc? Ăla-i. Hai să vedem dacă putem să ne urcăm în trenuleț. Bă, din păcate nu pare că m-aș putea urca. Ăsta nu pot să-l pornesc de aici. A, aici era ușița, da. Dar e închisă ușița, deci nu mă pot urca în el. Era tare să dau o tură așa cu trenulețul pe șina asta să văd unde naiba duce. Uite că se termină acolo șina, dacă vedeți. Se termină acolo. Opa. Ce faci, bă, vrei să-mi dai mare capac, vecine? Doamne, deci nu vine să cred cât de gigant e. Ok, și cred că va trebui să-i dăm drumul la trenuleț ca să meargă pe șina asta și să ajungă în căsuța aia. Și nu știu ce naiba o să se întâmple. Dar cu siguranță o să aflăm pe următorul episod. Pentru că o să continuăm și o să facem tot minigame-ul pe următorul episod. Așa că dacă v-a plăcut episodul, să nu uitați să rupeți acolo butonul de like și de subscribe. Am mai aflat chestii noi acolo. Ați văzut în beciul nou al vecinului. Am găsit un suflet al unui copil sau o fantomă, nu știu exact ce este. Vreau să-mi scrieți și voi acolo în comentarii ce credeți voi că este sufletelul acela sau fantoma aia unde am văzut noi acolo ochii albi așa în noapte. Să-mi scrieți acolo în comentarii. Să nu uitați să-mi scrieți dacă mai vreți să terminăm jocul. Suntem acolo pe actul, adică suntem aici pe actul final. Și cred că va fi gata după ce o să ajung în căsuța vecinului. Nu știu cu siguranță, dar o să aflăm cu siguranță pe următoarele episoade. Așa că dacă v-a plăcut episodul, să nu uitați să rupeți acolo butonul de like și de subscribe. Să nu uitați și de Instagramul meu. Rupeți și acolo butonul de follow. Și sper să aflăm mai multe secrete în episoadele următoare. Și noi o să ne reauzim. Pa, pa! Hmm.